Bună seara, doamnelor și domnilor, bun venit la știrile Crypto, astăzi 30 septembrie 2024, săptămâna trecută verde, săptămâna asta începe cu nițel roșu. Așa e în tenis, e o vorbă, nu tot timpul este verde, dar hai să vedem cum stau lucrurile, pentru că suntem într-o perioadă extrem de interesantă a pieței. Înainte de toate, nu trebuie să uităm că piața asta are și o componentă, jocul de lichiditate. Și dacă e să ne uităm, da, vedem că e disproporționată. Adică dacă Bitcoinul se va duce la 67.000 și vă garantez că se va duce, da, să ia lichiditate, sunt 2,7 miliarde. Dacă Bitcoinul se duce la 61, sunt 1,2 miliarde. Da? La 62, 400, 500 sunt 900 de milioane. Suntem foarte aproape de zona aia și e posibil să se ducă să o ia. E aproape, adică îi trebuie o codiță, gata, s-a dus, i-a luat, i-a făcut franjuri pe băieți. Da? Deci asta este odată jocul de lichiditate. După care avem graficul. Pe grafic acum mă uit în primul rând pe 4 ore. Unde ce să vedem? S-a curbat 20 moving average-ul, se curbează 50 moving average-ul, am rupt 20, am rupt 50. Asta înseamnă că dacă ne uităm pe grafic, ia priviți aici, în august, da? Când a rupt ăsta, când a rupt ăsta, următorul lucru a fost să rupă 200-le, da? Practic acum 200-le e la distanță kilometrică, da? Ar putea însemna toată corecția. El când rupe, da? Pe intervalul ăsta de 4 ore, vedeți că rupe agresiv. Da, aici a făcut bear flag și s-a mai dus o tură. Ca așa e în tenis. No, bun. Noi acum pe 4 ore suntem aproape de final de corecție, aproape. Nu știm dacă s-a terminat, poate coboră la 63.200. BTR RSI-ul ne semnalizează, bă, suntem în oversold. De obicei când e în oversold, vedeți aici, vedeți aici, dar urmează pullback. Acum nu știu, este primul oversold din 6 septembrie, da? Și atunci aș putea să mă raportez la astea de unde au început corecțiile, da? Gen aici. Primul pullback făcut, da? Când a căzut pe 4 ore, a fost unul de 5%. Bun, să zicem că el se duce aici, da? Și îmi face un 5%. Un 5% înseamnă aici, gen înapoi în linia de trend, da? Poate să vină în 66, poate, nu este obligatoriu, da? Poate să-mi facă acest pullback, să confirme rezistență și să-i dea înapoi. De asemenea, dacă se duce un pic mai sus, da? E în rezistența mare, și acolo poate să iau o tonă de lichiditate. Sunt multe variabile. Lichiditatea este o componentă. După care avem zona politică. Acum mai avem o bombă nucleară. Rata dobânzii ar putea să mai suportă încă o tăiere. Asta înseamnă că accesul la bani va fi și mai easy, și mai facil. Da? Dacă se întâmplă lucrul ăsta, na, gen uitați-vă un pic, a anunțat rate cut-ul, Bitcoinul de la 52.500 s-a dus la 66 și ceva. Dacă mai anunță un rate cut, ce vreți să vă zic? Adică ce ar putea să urmeze? Precizare, vă rog nu confundați perioadele macro, gen evoluția pe o lună, pe o săptămână, cu evoluția pe 12 ore, pe 4 ore, pe 2 zile. Da? Sunt lucruri distincte. Piața, la nivel micro, are și perioade roșii și perioade verzi. Însă noi acum suntem într-un început de trend ascendent. Da? De la 49.000 suntem la 60 și ceva. Acum nu totul este corelat cu Fed-ul american, cu toate că eu zic că în proporție de 70% e. Da? Uite, avem presiune pentru Bitcoin din cauza stocului market, stock market, adică bursa din Japonia, care are niște probleme, sunt niște turbulențe. Dragilor, hai să vă arăt cea mai optimistă imagine posibil, da? Asta este octombrie, luna octombrie din 2013 până acum, da? Și este singura lună, da? Cu doar 2 ani bearish, 2018 când era în the bear market și 2014 cred că tot în the bear market. Pentru că vedeți cât roșu era aici. În tot anul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luni bearish, 4 verzi. Da? Iar în 2018 am avut tot așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luni. 9 din asta. Anul ăsta avem, priviți și voi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 luni bullish din nou. Adică gen ce vreți.
de la piață, cam ce vă doriți, da? Deci asta este o chestie pe care trebuie să faceți o poză, vă puneți un tablou în birou. Apropo, vreau să-i mulțumesc lui Costi, dragul meu prieten, pentru că am primit acest cadou astăzi. Yes, o chestie de pus pe birou, foarte frumoasă. Costi, te pup, mulțumesc, mi l-am pus aici pe birou să se vadă frumos. Bine, îl văd doar eu. Dar puteți să vă înrămați asta, o găsiți pe coinglass.com/today. Acest articol spune un adevăr. Retail-ul, adică persoanele fizice, oamenii normali, încă n-au intrat în cantități industriale în Bitcoin. Știți de ce? Pentru că la 60.000 l-au mai văzut. La 66 l-au văzut. La 69 l-au văzut. Dar când sparge 70-ul, oamenii să înceapă să... What? Ce se întâmplă? Mai așteptăm? Mai așteptăm. Retail-ul așteaptă. Și când o să vedeți pump 80... O să zică, 80, interesant, sună bine, da? 90, mamă, să vezi că faci 100.000, da? Și acolo încep, hai să băgăm și noi bani că pierdem trenul, da? Dacă spargi 100.000, mamă, păi mai aduc bani. Vinde porcul, vinde garajul, vinde tot. Luați, vindeți ca să cumpărăm Bitcoin acum, că nu vezi cât de verde e, toată lumea se îmbogățește, înțelegi? Și când o să fie vârful, ca idee, anul ăsta, în martie, la vârf, acolo au intrat cei mai mulți oameni în Bitcoin. La vârf. De asta, acum e normal. Bă, la 60.000 l-au văzut. Ce? La 49 să intre, la 50, Doamne, ferește. Păi cum, să le iei ieftin? Nu-i, asta trebuie luată scump. Bine, glumesc. Dar asta e realitatea, așa se va întâmpla. O să vedeți ce îngrămădeală o să fie la Bitcoin la 100.000. Când există riscul să zdrang, să o ia înapoi. Mă rog ca acest bull market să fie generos cu voi ca să aveți ce face cu criptomonedele pe care le veți avea profit cât mai mult, sper eu. De exemplu, pe Marketoshi, da, vă așteaptă așa, 2 Aston Martin, 5 Audi, 12 BMW, 19 Porsche, 16 Mercedes, 2 Tesla, 4 Lamborghini, da? Puteți să le vedeți așa în listă, dați aici 36 și le vedeți. Vom mai aduce, bineînțeles, și alte mașini. Uitați ce frumoase sunt aceste Lambo galbene. Avem și un G, avem și GT-uri. Da? Sperăm să aducem și chestii mai exotice. Da? Uite cum este acest... unde e Rolls-ul? N-am văzut Rolls-ul, în fine. Da, deci, dacă universul va fi generos cu voi, vă așteptăm pe marketoshi.ro.